Să vă spun că ce v-am cântat eu acum este o horă pe care eu am numit-o hora lui Dorel de la Popești sau horă pentru Dorel de la Popești, pentru faptul că am cântat la un eveniment foarte frumos și când spun asta spun că nu prea mai sunt evenimente de-astea frumoase la Lăutari cum era odată. Am cântat la nunta lui Lucian de la Budești, Lucian cu stația care știe toată lumea, unde Dorel de la Popești a fost naș. Și pentru faptul că lui i-a plăcut mult această horă, ăsta e motivul pentru care am numit-o horă pentru Dorel de la Popești. Pentru că i-a plăcut lui foarte mult, s-a distrat mult cu treaba asta. Așa că încalc un pic cuvântul că am zis că nu o să mai scot, că nu o să mai postez, dar sunt obligat, mă obligă împrejurările. În viață te lovești de foarte multe lucruri pe care nu le înțelegi și acum sunt obligat iară să mă pun să compun și să... Bineînțeles că orice compun eu și orice scot eu, obligatoriu trebuie să vă dăruiesc și vouă. Celor care vă place. Care nu vă place, nu sunteți obligați să vă uitați și să ascultați. Hai! Vă pup cu drag pe toți și sper să vă placă.